După tas, concurenții au stat la vorbă și, la un moment dat, afară în curtea fetelor erau câteva mame și câțiva dintre concurenți, printre care și Alexandru. Vorbeau despre, de fapt, vorbeau Simona și cu Sorin și asistau și ceilalți la discuție, dar sigur s-au abordat și mai multe subiecte. Ideea era alta, că Alexandru și Diana nu au petrecut timpul împreună, ba mai mult decât atât am văzut-o în același timp în care Alexandru era afară, pe Diana, singură, în livingul fetelor, pe canapea. A zis că nu se simte foarte bine fizic, că o doare burta, dar era ciudat așa să-i vedem unul într-o parte și celălalt în cealaltă parte. Nu știu dacă e singurul motiv pentru care a stat așa mai retrasă. Chiar a trecut una dintre fete prin living, a văzut-o acolo și a întrebat-o ce face și i-a zis bine și a întrebat-o după de ce stai aici singură și de aia n a răspuns de aia.